Câți bani ați câștigat din casete? Mi-a luat un pic ochii banii și Dumnezeu m-a cam pus atunci la pământ. Câți bani ați pierdut la jocurile de noroc? Banii nu s-au pierdut din jocuri de noroc. S-au pierdut din prostia mea și din încrederea mea prea mare. Ați ajuns vreodată în comă alcoolică? De ce ați divorțat? Când suna telefonul, făceam atac de panică. În perioada aia, nimeni nu se mai putea înțelege cu mine. Cât de îndrăgostit ați fost de Emilia Ghinescu? Mă, vrei să fii prietena mea? Nu cam prieten. Cam așa s-a desfășurat toată povestea. Cum v-a pedepsit soția? Palme eu și acum de la gafa aia. Aia zis, băi, cum mă, băi, te întreabă care e ziua de naștere a mea și tu îi spui ziua de naștere a fostei soții. Avem o relație atât de frumoasă, ea e șefa și eu execut. Care este cel mai mare regret al dumneavoastră? Puteam să fac mai multe pentru mama mea, poate. Nu i-am dăruit cât mi-a dăruit ea mie. Doamne, doar atât șer, din pământ până la cer, ai grijă de mama mea. 40 de întrebări cu Denis Rifai, duminică de la miezul nopții, la Canal D.